Elena Udrea a crezut că nu vede bine cine e persoana care s-a dus peste ea, în Costa Rica. Elena Udrea și Alina Bica au fugit în Costa Rica, unde sper să scape de o eventuală condamnare pe care ar primi-o în România. Asta pentru că statul din America Central nu are acord de extradare cu România. Udrea a fost vizitat de iubitul său, dar a avut parte de un musafir neobinuit. Este vorba despre asociata sa de la Beile Boghi, Lia Stanca, fosta zoie a generalului de securitate Viorel Stanca. Lia Stanca a fost la mijlocul lunii aprilie în Costa Rica pentru a se întâlni cu Elena Udrea. Informația a fost confirmată chiar de către femeia de afaceri din Selaj, care a spus, pentru ziarul de Selaj, că a discutat zilnic la telefon și că urmează să o mai viziteze pe Elena Udrea în Costa Rica. Am fost în Costa Rica și am să mai merg. Am fost în aprilie. Nu am mers la un om public. Situația de la Baie Boghi nu are legătura cu plecarea mea în străinătate. Discut cu doamna Udrea la telefon în fiecare zi. Și despre Baile Boghi și despre orice alt subiect. La Boghi s-a deschis sezonul, s-a deschis zona de strand din 28 aprilie. Este funcțional. Acolo e nevoie de investiții în continuare pentru că puterea financiară a asociatilor nu poate atinge cuantumul de bani pentru a duce stațiunea la cele mai înalte standarde. Nu sunt probleme cu acționariatul cu doamna Udrea. Faptul că am făcut o asociere. Și nu a reușit să aducă la bun sfârșit tot planul investițional prevăzut înainte de asociere. Eu nu o consider asta decât o încercare a mea care a dus la o reușită parțială, a declarat Lia Stanca. Însă, vizita neobinuit pare să ascundă altceva. Lia Stanca este foarte îngrijorată de situația stațiunii, după ce Elena Udrea a plătit cauțiunea sa de 5 milioane de euro cu partii sociale din stațiune. Adică a garantat cu acțiunile societății. Udrea a girat cauțiunea sa cu cele 50% din acțiunile pe care le are la Baile Boghi, dar și cu cele 40% din acțiunile deținute de Nadine Stanca, fiica cea mare a ei. Scopul vizitei în Costa Rica a fost o discuție interesantă pe marginea subiectului Baile Boghi, discuție în care Lia Stanca a încercat să o convingă pe Elena Udrea să substituie garanția cu bani cash în așa fel încât să poată salva stațiunea. Elena Udrea are pe 9 mai ultimul termen de judecată în dosarul Galabute, iar dacă va fi condamnată cu executare, atunci cele 90% din acțiunile de la Boghi, Udrea plus Nadine, vor trece în proprietatea statului, care le va scoate la vânzare. Lia Stanca e fosta zoie a generalului Viorel Stanca,
primul salajan care a intrat în top 300 milionari romani. Acesta a fost în perioada 2001-2008 președintele Partidului Democrat din Salaj, și un cunoscut apropiat al lui Traian Băsescu, pe atunci președinte al României. După divorțul de la Stanca, majoritatea averii a rămas la soție. Societatea CDI-NBI Le Boghi apare în mai multe dosare pe rolul instantelor din Salaj, în care Direcția Regională a Finanțelor Publice a executat firma. SCBAI Boghi Sare, din 2015, datorii de peste 14 milioane de lei, în contextul în care cifra de afaceri abia bate la 2,7 milioane de lei, iar anul trecut a avut pierderi. Elena Udrea a plecat pe 7 februarie din România în Costa Rica. Fostul lider PDL și ministru al turismului nu a spus inițial niciunei persoane unde pleacă, avocatul ei spunând că Udrea este în Atena. Alături de Elena Udrea, în Costa Rica se mai afla și Alina Vica, fosta șefă de ICOT și prietena Elenei. Pe 13 aprilie, Elena Udrea a primit statutul provizoriu de refugiat politic în Costa Rica, chiar în timp ce la Înalta Curte de Casaie, și Justiție se judeca un nou termen din dosarul Galea Butet.